dragilor, la o nouă emisiune A-Life, în care mi-am propus să discut special despre culoare. De ce despre culoare? Și mai ales cumva în perioada asta sunt sărbătorile, e Crăciunul, cumva suntem obișnuiți cu o anumită cromatică și mi-am propus să vorbesc despre culoare pentru că culoarea este cel mai important element dintre elementele și principiile designului floral și este cel mai important lucru pe care, de care ar trebui noi floriștii să ținem cont. De aceea mi-am propus să vorbesc despre culoare și inclusiv în verdictul de astăzi să vorbim strict din punct de vedere cromatic al florilor, cum putem combina culorile, de ce unele funcționează și unele nu. Și înainte de treaba asta, de ce, vreau să subliniez de ce sunt atât de importante culorile. În primul și în primul rând, culoarea este primul impact pe care noi îl avem cu orice fel de obiect. Acum, referindu-ne strict la flori, culoarea este primul lucru pe care îl vezi în momentul în care intri în contact cu un buchet, cu un aranjament floral, când intri în contact cu o anumită, cu un anumit design floral. De ce este atât de important să deținem cumva în mâinile noastre tot ce înseamnă teoria culorilor cromatică, tot ce înseamnă combinarea corectă a culorilor, armonia culorilor și să cunoaștem cât mai multe despre partea asta. Cum spuneam, culoarea este cel mai important dintre elementele și principiile designului floral și influențează restul principiilor și elementelor. Ei, ceea ce noi ne dorim ca și, ca și floriști, ca și viitor designer floriști, cei care sunteți în, în cursurile noastre, ne dorim să oferim design-uri foarte armonioase. În momentul în care ținem cont de cromatică, cromatica fiind primul element pe care îl vezi la un design floral, după aceea vezi textură, vezi proporție și așa mai departe, primul lucru pe care îl sesizezi este cromatica. Deci cromatica trebuie să fie primul lucru pe care să-l învățăm. Nici măcar este mai, este mai important decât, inclusiv să cunoști poate toate florile. Dacă cunoști cromatica, este un pas extraordinar de important pentru a ajunge la design-uri foarte armonioase. Culoarea este foarte influențată de multe lucruri. În primul și în primul rând, luminozitate. Dacă, de exemplu, avem o luminozitate însemnând lumină naturală sau artificială. Adică noi aici avem lumină artificială la ora asta pentru că nu mai este lumină naturală. În timpul zilei, aceleași culori arată mult mai luminoase. Cum ne afectează pe noi designerii floriști treaba asta este că, de exemplu, când facem un decor pentru o nuntă într-o sală foarte încărcată sau într-o sală în care se petrece nunta respectivă seara, noapte, nuntă de noapte, atunci va fi cu siguranță lumina artificială. Ei, în momentul în care știm care este legătura între luminozitate, lumina artificială, lumina naturală și anumite culori, cu siguranță și cum influențează lucrul ăsta, cu siguranță vom ști ce culori să alegem pentru sala respectivă. Degeaba noi luăm în considerare doar faptul că eventual putem să venim mai aproape aici dacă nu ne auzim așa de bine. Dacă, de exemplu, avem o sală foarte luminoasă pe timp de zi, dar seara este întunecat, degeaba noi mergem să vedem cum s-ar potrivi decorul, mergem cu mirii la sală în timpul zilei, pentru că este irelevant. Trebuie să ținem cont, mai ales din punct de vedere cromatic, trebuie să ținem cont de cum va arăta sala noaptea și cum se vor vedea aranjamentele respective noaptea. La fel, de exemplu, galbenul este cea mai luminoasă culoare. Ce înseamnă asta? Într-o încăpere în care este foarte, foarte închisă și avem nevoie să ridicăm luminozitatea, adăugăm alb, adăugăm galben, adăugăm culori foarte deschise. De exemplu, în același spectru, dar la partea opusă, este violetul. Violetul care are, atrage foarte mult lumina. Asta înseamnă că nu dă luminozitate, asta înseamnă că într-un cadru foarte închis se pierde. Lucruri foarte importante, pentru că, cum v-am spus, ne gândim la o cromatică pentru o nuntă și nunta este în aceeași locație ziua, în aceeași locație noaptea, lucrurile și poveștile sunt total diferite. Niciodată nu vom pune culori foarte închise într-un cadru
în care lumina este foarte slabă, decât, de exemplu, cum am făcut noi la masterclass-ul Black and White, acolo a fost, de exemplu, un test suprem apropo de ce înseamnă non-culoare și ce înseamnă să poți să vezi cum lucrurile care funcționează între ele, adică aceste principii și elementele designului floral, sunt interconectate și depind foarte mult de culoare. Acolo am avut, de exemplu, gri antracit ca și background, față de masă neagră, tot ce a însemnat sfeșnice, pahare, tot a fost de culoare închisă, negru, griuri, tonuri de negru și de gri și florile au fost albe. Dar care sunt dozele pe care le-am folosit, în ce proporție am folosit culoarea și așa mai departe, aici stă cumva maestria în a deține cu adevărat în mâinile tale controlul asupra elementelor și principiilor designului floral. Asta înseamnă să știi dacă funcționează un lucru, dacă nu funcționează celălalt lucru. Și v-am propus că facem astăzi un verdict floral despre culoare și am primit, mulțumesc foarte mult pentru fotografiile pe care mi le-ați trimis și mă bucur totdeauna că văd deschidere din partea voastră să învățați mai mult, să înțelegeți mai mult ce se întâmplă. Dacă săptămâna trecută vorbeam despre aranjamentele de Crăciun, săptămâna asta am vrut să vorbesc foarte mult despre culoare și probabil perioada asta, pentru că este perioada în care se alege culoarea anului 2021, voi vorbi cu siguranță de însemnătatea culorii 2020, însemnătatea culorii 2021 când se va lansa. Sunt foarte multe lucruri care ne influențează, de exemplu, culoarea influențează emoțiile pe care le avem. Anotimpurile sunt legate de emoții. Gândiți-vă în momentul în care vedem un aranjament cu galben, cu verde lime, nu ne gândim la primăvară. Când vedem un aranjament cu tonuri de portocaliu, cu tonuri de maro, cu tonuri de burgund, la ce ne gândim? La toamnă. Verde, roșu, acele culori clasice de Crăciun. Deci culoarea influențează foarte mult emoțiile pe care le avem, emoțiile pe care le avem legate de o anumită perioadă. De exemplu, persoane care au suferit în mari schimbări în mod negativ, să zic așa, în perioada Crăciunului, cu siguranță nu vor fi atrase de culoarea verde, mirosul de brad și culoarea verde și roșu a Crăciunului, pentru că vor asimila culoarea, culorile respective cu Crăciunul. Deci sunt atât de bine este atât de bine ancorată culoarea în ceea ce înseamnă emoțiile noastre, încât da, e musai să învățăm ce se întâmplă cu cromatica. Și de asta și giveaway-ul de astăzi este atât de special și l-am ales special pentru cine va câștiga giveaway-ul. Am să spun la final care sunt condițiile și am să vorbesc mai mult despre giveaway. Dar, până atunci, hai să vedem primul design pe care l-am primit. Am să mă întorc așa puțin și am să... Ca să vedeți și voi, ia să vedem, așa se vede, sper că, ia să vedem, cumva să nu bată, să bată lumina, așa, bun, poate venim și mai aproape, dacă colega mea, așa, bun, sper să se vadă cât mai bine, ca să vedeți și voi, așa, mai sus, ok, bun, perfect, bun. Aici avem un aranjament, ar trebui și eu să-l văd, așa, se vede bine crisp. Mai în sus, mai spre mine. Bun, perfect. Așa este, când nu vezi ce e de partea cealaltă a camerei, așa este. Bun. Asta? Nu se vede mai bine așa. Cred că fără. Așa, bun. Aici avem un aranjament, apropo de ce ziceam, cât de influențate sunt... cât de mult influențează background-ul. De exemplu, asta este într-o sală de nunți, acest aranjament cu galben, este într-o sală de nunți cu acest background vernil închis, un pic de oliv, avem fața de masă albă, avem aceste elemente grafice în spate, niște elemente decorative, cred că sunt, nu neapărat de susținere, și, bineînțeles, aranjamentul ăsta galben. În momentul în care, dacă am fi avut doar alb, galbenul ăsta ar fi fost mult mai
deschis la culoare. Pentru că avem olivul ăsta, un verde oliv închis, chiar cu un pic de culoarea petrolului, acest aranjament, galbenul din acest aranjament, pare un pic mai verzui. De ce am subliniat treaba asta? Pentru că vreau să fiți conștienți că culorile se influențează prin, unul la mână, background-ul pe care îl avem, doi la mână, se influențează culoarea între flori. Dacă nu ar fi avut verde aici, culoarea ar fi fost mult mai, aranjamentul s-ar fi văzut și mai bine, da? De ce? Pentru că acest verde, mai ales cel închis, care seamănă foarte mult cu background-ul, parcă spui că se pierde. Da? La fel și aici ruscusul, la fel și dianthusul, uite așa, cred că e mai bine. Deci acest dianthus barbatus, acest ruscus, pentru că este foarte, foarte, la fel și aici, ia uitați-vă aici, da? Pentru că este foarte, foarte asemănător cu background-ul, aproape că nu se distinge între background. Ce avem de făcut? Da, avem nevoie de verde în acest aranjament ca să facem legătura cromatică între background și galben, am fi avut nevoie de tonuri mai deschise de verde, cum este acest solidago, cred că este în zona asta. Vedeți, este un verde lime. Între verde lime și acest verde antracit, acum vă spun eu că este un verde închis cu antracit, oliv și așa mai departe, poate că se vede destul de gri pe filmare, dar atunci când, la fel și aici, avem tonuri mai deschise. În rest, deci am să discut doar despre partea cromatică de la fiecare design, nu despre alte elemente, deci n-am să vorbesc despre proporție, n-am să vorbesc despre restul. La fel, atunci când am galben și am, de exemplu, aceste culori din trandafirii ăștia rozalii, n-au nicio legătură cu restul. Deci la treaba asta, rozul ăsta e din altă poveste, la fel și ca la asta burgund. Aș fi mers pe mai multe tonuri de verde, mai multe tonuri de galben și niște tonuri de crem pentru a face legătura cu tot ce înseamnă background. Cu toate că să înțeleg că există acolo o excepție, în sensul în care am acești trandafiri roz care au legătură cu vaza. Da, au legătură cu vaza, dar nu și cu contextul. Adică această sală care are aceste elemente grafice în background, este o sală mult mai contemporană. Nu am ce căuta cu un astfel, cu un astfel de suport într-o astfel de încăpere. Grijă mare la stilurile de design floral și la stilurile în care sunt susținute aceste evenimente, nunți, botezuri și ce mai avem. Deci trebuie să ținem cont. Primul lucru pe care noi îl vedem în momentul în care intrăm la o nuntă este sala și aranjamentele florale, deci tot ce înseamnă partea vizuală. Trebuie să legăm lucrurile între ele. Nu putem să punem o vază care duce spre Biedermeier, o vază cu un design clasic și pe de altă parte să avem o sală care este cu un design mult mai contemporan, cu elemente grafice, n-avem cum să legăm lucrurile astea. Deci mare, mare, mare atenție între stiluri și din punct de vedere cromatic, cum alegem acele tonuri de culoare. Pentru că o floare niciodată nu are un singur ton de culoare. Dacă vă uitați, sunt mult, 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 mult mai multe tonuri de culoare. Bun, hai să trecem la următorul. Cum ziceam, da, anumite culori ne duc la anumite anotimpuri. Acesta este un design de toamnă, cu toate că este o toamnă care duce spre iarnă. De ce? Pentru că am acele conifere. Dar clar e toamnă pentru că am partenocisus. Partenocisus este clar înflorit, înfrunzit în culoarea asta de bordeaux și tonuri de bordeaux, doar toamna, clar este toamnă. Dar hai să vedem din punct de vedere cromatic. Am aici acest mare contrast între verde și roșu. Dar de ce este echilibrat acest contrast? Este echilibrat pentru că dozele între roșu și verde sunt foarte, foarte bine proporționate. Adică am grupuri de bordeaux, am grup aici, am grup aici, vasul este iarăși un roșu
am partenocisus aici, am partenocisus aici, am partenocisus aici, deci este bine conturată culoarea pe toată suprafața designului și verde, verdele la fel este bine echilibrat. Ce nu înțeleg aici este acest mov, acest violet, nu are legătură cu restul florilor. Dacă aș fi vrut să adaug un violet la toată treaba asta, aveam nevoie de mult, mult mai mult violet și tonuri mai deschise între burgund și violet pentru a face legătura între acest burgund și acest violet. Hai să zicem că, nu știu, am aici un trandafiraș aici galben spre oranj, mai mult oranj. Nu este rău pentru că merge foarte bine ca și ton cu zinia, dar acest... acest flox de aici, acest flox violet, n-are nicio legătură, aș fi scos toată treaba asta, mai ales că este pus exact în centrul designului, îți atrage direct atenția acolo și restul florilor încep să își piardă din importanță. Aș fi lăsat mai deschis, într-adevăr, încă 2-3 trandafiri din aceștia oranji crem în mijloc, aș mai fi pus încă 2-3 zinia care... fac tranziția de culoare între acest burgund închis la culoare și acest, acest trandafir crem, ar fi făcut legătura cu încă câteva flori de zinia. Deci asta este, asta este toată, toată legătura, dar în schimb este un design din punct de vedere cromatic foarte bine proporționat. Bun, aici avem un foarte bun exemplu de cât de mult influențează background-ul. Deci aici avem un background alb la acest aranjament, același aranjament pe background albastru. Se vede cât de mult influențează culoarea background-ului. De ce? Ia uitați-vă aici. Aici, pentru că am acest fundal în contrast și pentru că am acest fundal albastru închis, apropo de culoarea anului 2020, cu toate că nu are nicio legătură acest albastru închis, vă rog, fiți atenți la textură, este un glitter acolo de albastru. Albastru nu are nicio legătură cu toată compoziția. Compoziția este rustică, acolo este ales un material cu glitter care duce spre glam, care duce spre o altă poveste, disco, glam. Nu are nicio legătură cu background-ul și în cazurile astea ajungem să dăm greși cu aceste combinații între culoare, textură, stiluri, n-avem nicio... Da, o să fac și așa brațe astăzi, să țin tableta așa. Deci nu avem nicio legătură. În schimb, deci am păstrat și fotografia asta, este pentru că vedeți în felul ăsta mult mai bine aceste conuri de hârtie cerată. Și asta am vrut să vă arăt. Aici, pentru că iasă într-adevăr în evidență acest design, pe un background alb, aceste conuri nici nu le mai vedeți, da? Deci aceste conuri de hârtie, de-abia că le vedeți, dacă fotografia este la mărimea ei naturală, față de fotografia asta la aceeași mărime, la aceeași dimensiune, vedeți care este diferența. La ce vreau să subliniez cu treaba asta este că background-ul, în contrast, ajută să sublinieze siluetele florilor și a materialelor din fotografie. Bun. Așa. La fel și aici. Aici, într-adevăr, se vede și se evidențiază foarte bine lemnul și aceste ornamente cu frunze galbene. Dar nu se văd, nu se vede foarte bine partea de conuri. Ce avem de făcut la toată treaba asta este să știm cum armonizăm dinspre culoarea cea mai închisă din design, înspre culoarea cea mai închisă, cea mai deschisă din design. Deci aveam nevoie de tonuri mult mai deschise între și mai deschise dinspre marou ăsta închis și mai închise cremuri care să ducă spre marou. Deci avem nevoie să conectăm aceste culori. Bun, aici e foarte mult de vorbit la designul ăsta. Pentru că sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, dar, cum ziceam, din punct de vedere cromatic strict am să vorbesc astăzi, roșul acesta de la Anthurium este mult prea roșu în toată povestea asta.
Adică, nu am nicio legătură, în afară de, într-adevăr, de aceste măceșe, nu am nici o altă legătură între roșu de lanturium cu această bază de lemn rustică, cu aceste ornamente din frunze. Ar fi fost nevoie de niște trandafiri galbeni, niște, poate, fiind tot așa un design de toamnă, cu toate că văd acele elemente de Crăciun, să zicem că duce spre Crăciun, aș fi folosit niște heleborus, aș fi folosit poate niște, nu știu, ceva ce să ducă, trandafiri îmi vine acum în minte, care îi găsim peste tot, mai ales în perioada asta de pandemie, unde nu avem acces atât de mult la o varietate foarte mare de flori, cu niște trandafiri n-ai fi dat greș deloc, niște ilex galben, iarăși ar fi mers. Bun. Mai departe, ce mai avem? Mai avem încă acest design. Aici avem o poveste foarte interesantă, pentru că avem acest violet, niște iris foarte frumos violet. Este un design dinspre primăvară spre vară, pentru că o vară de așa, un mai, când înfloresc irisii. Și avem lalele, am digitalis... La fel, care este povestea cu acest violet? Acest violet fiind foarte închis, știți că vă spuneam că este foarte închis acel violet și pe background-ul acesta de, să zicem, este un gri albăstrui, este bine în evidență. În schimb, aș fi văzut acest violet combinat cu ceva mult, mult mai deschis. Deci am nevoie de tonuri mai deschise din aceeași culoare. Am legat un pic, să zic, aici cu lalelele, dar tot mai era nevoie de câteva tonuri mai deschise de violet și grupuri. Adică în momentul de față am un iris aici, designul este mult prea, este disproporționat, pentru că florile mari nu au ce căuta niciodată la bază într-un design mic, deci avem nevoie de un vas mult mai mare în această poveste cu irisii și, cum ziceam, mai multe tonuri de violet pentru a face legătura între violetul acesta închis și rozul și acel alb. Bun, mergem mai departe. Asta este un design foarte drăguț din punct de vedere cromatic. Unul la mână pentru că este o culoare care mie îmi place, dar mai departe decât subiectivismul, de ce este foarte bine proporționat? Pentru că am mai multe tonuri de burgund, siclam, la fel și brasica aceasta, care este un siclam cu roz. Deci am mai multe tonuri. În schimb, nu văd aceste cale în toată povestea asta, n-au nicio legătură. Aș renunța la calele astea și ar rămâne efectiv partea de siclam și burgund și acest auriu, pentru că în colaborare cu siclamul acesta, în contrast și colaborare, aceste ferici par aurii. Deci aș fi lăsat cromatica de auriu cu burgund. Bun. Așa, am mai luat încă un design clasic și acesta este ultimul design despre care voi vorbi astăzi. Clasica coroniță de Crăciun. Este un exemplu potrivit aici, pentru că am foarte bine proporționat cromatica. De ce? Am aici roșu, am funda roșu cu alb, am alb care leagă funda cu acele bulinuțe de aceste ornamente, globulețe micuțe, am burgundul acesta închis la culoare. Deci este foarte bine proporționată culoarea pe toată suprafața coroniței și cantitatea mare de verde este bine proporționată cu cantitatea de roșu și am tonuri închise. Burgundul este un ton roșu mult mai închis. De fapt, este o umbră a culorii roșii. Sper că acum lucrurile sunt mult mai așa, o să ne mutăm pe... da, n-am anunțat-o pe colega mea, că vezi că gata... Este foarte interesantă partea asta de culoare și de studiat, de aceea v-am spus că este cel mai important element din ce înseamnă elementele și principiile designului floral și de asta am hotărât să dăm un giveaway săptămâna
aceasta, pentru că în cadrul Foundationului Floral Design noi avem o lecție foarte importantă care este cromatica. Ei, această lecție de cromatică este giveaway-ul pe care noi îl dăruim săptămâna aceasta. Ce aveți de făcut pentru a câștiga acest giveaway este să dați like and share la această emisiune, să dați follow pe Instagram-ul Andreea Ștor și să dați tag la 3 prieteni în comentarii. Pentru a intra în posesia acestei lecții foarte importante despre cromatică, sincer, este și printre primele lecții din Foundation in Floral Design și este una dintre cele mai luminatoare lecții și sesiuni din Foundation in Floral Design. Și dacă tot am deschis subiectul despre Foundation in Floral Design, începem o nouă grupă în 21 ianuarie, iar înscrierile sunt până pe 18 decembrie. Deci cei care vreți să deveniți designer floriști în 2021, vă puteți înscrie până pe data de 18 ianuarie, plus că avem o super mega ofertă, aveți 50% reducere, plus rata, plus două rate la partea de feedback. Vă pupați, aveți o săptămână minunată, like and share la emisiune, follow pe Insta și tag la 3 prieteni.